Bun găsit, doamnelor și domnilor. Suntem în direct cu Sala Transilvania din Sibiu, acolo unde este în desfășurare. De fapt, sunt două competiții în desfășurare, Campionatul Național de Culturism și Fitness și, în același timp, și Marele Premiu, Grand Prix-ul României, de asemenea la cele două discipline, a doua ediție pe care România o organizează și unde vom avea posibilitatea, în această oră în care vom fi alături de acești minunați sportivi, vom avea posibilitatea să vedem cam ce este mai bun la ora actuală în Europa și, bineînțeles, și în România. Alături de mine este Daniel Oprea, membru în Biroul Federal, dar un om cu o activitate atât de bogată, cred că sunt vreo 3 decenii de când lucrați în acest domeniu. Mulțumesc mult pentru că sunteți alături de Federația Română de Culturism și Fitness. Aș vrea să salut pe această cale telespectatorii TVR3 și TVR Cluj care sunt acum în direct cu noi. Trebuie să vă spun că 30 de ani fără puțin, ca să nu fie o sumă rotundă. Sigur, eu personal sunt foarte implicat în acest fenomen fitness, în viața federației, sunt membru în biroul federal, șeful comisiei de disciplină, managerul departamentului educației. E nevoie de disciplină în culturism și fitness? Nu este nevoie de disciplină, este nevoie de cineva care să asigure cadrul legal pentru a fi disciplinați. Sportivii noștri sunt foarte disciplinați, ca atare nu e nevoie de disciplină, este nevoie doar de cadrul legal. Avem deja imagini, dacă nu mă înșel, este vorba de proba Women's Bikini, 1,62 m, 162 de centimetri, acolo unde avem, bineînțeles, și noi reprezentante. Să spunem din start, pentru cine nu este foarte, hai să-i spunem, familiarizat cu acest sport, este practic o disciplină, un sport, în care obiectul de activitate este propriul tău corp. De fapt, cam aceasta este principala, dacă pot să spun așa, definiție pe care o găsesc așa la prima vedere, bineînțeles nu cea corectă, regulamentară, da. Dar practic cam acesta este obiectul pe care trebuie cu adevărat să-l faci în așa fel, să-l dezvolți, să-l perfecționezi în așa fel încât să poți să ajungi la aceste performanțe ale corpului, performanțe care, bineînțeles, toate, ca să nu mai să spunem din start, trebuie să obținute doar prin metode 100% naturale și fără alte lucruri care, din păcate, în urmă cu mai mulți ani, au creat probleme sportivilor și acestor discipline. O să-mi permit să mă erijez într-un inițiator al celor care se uită acum la noi și am să le spun că fitnessul și culturismul sunt sporturi de etalare, adică sporturi care își doresc să promoveze acele corpuri, acele trupuri aproape de perfecțiune. Sigur, există anumite rigori, anumite reguli după care aceste, spre exemplu, fetele care sunt acum pe scenă sunt departajate de această brigadă de 9 arbitri. Evident că una dintre ele va fi cea mai bună, deși toate sunt foarte frumoase, complete, simetrice, suficient de bine dezvoltate din punct de vedere al muscularității. Dar toți cei care se uită acum la noi trebuie să înțeleagă că în spatele unui astfel de corp sunt mii de ore de muncă, de antrenament în sală, afară, antrenamente specifice care au rolul de a asigura o dezvoltare armonioasă, completă a corpului. Și nu în ultimul rând, așa cum spuneai mai devreme, este vorba despre o alimentație și o pregătire competițională absolut naturală. Da? Toți acești sportivi sunt supervizați din punct de vedere antidoping, de altfel aici, la competiție, la campionatele naționale, a fost și este prezentă Agenția Națională Antidoping, care ne asigură din acest punct de vedere, care ia teste, alege sportiv pe care să-i testeze. Deci nimeni nu-și permite să fie altfel decât natural și fair play în această zonă a sportului. Da, la prima vedere, exact cum
ai remarcat mai devreme și cum cu certitudine putem să spunem cu toții. Practic, toate concurentele care sunt în acest moment pe scenă cred că ar merita o medalie de aur, însă, într-adevăr, există mici diferențe pe care un arbitru cu experiență competițională, cu experiență în a juriza aceste concursuri, le sesizează. Cum se face practic această ierarhizare a sportivilor? Fiecare disciplină, spuneam, are un regulament propriu în care sunt prevăzute criteriile care te pot conduce în pregătire către forma fizică specifică pentru acea disciplină. Trebuie să știe toată lumea că fondul genetic al fiecărui concurent este esențial. Dacă nu te-ai născut cu o structură osoasă care să te recomande pentru acest sport, pe care să poți să construiești o musculatură suficient de bine dezvoltată, proporții bune și așa mai departe, sigur, nu vei putea fi niciodată un campion în zona fitness-culturism. Dar dacă totuși ești dintre cei aleși și ai un genetic bun, te poți înhăma la acele ore, mii de ore de muncă. Plus ce regimul fac, care de multe ori este drastic. Exact asta mă pregăteam să spun. Arbitrii asta fac. Ei au în față, uite, în momentul de față, 5 concurente. Ție, care, cum să spun eu, ești cumva invitat în cadrul acestui concurs și ți se întâmplă o dată de două ori pe an, ți se pare că toate concurentele sunt superbe și toate merită locul 1. În esență nu este așa. Dacă te vei uita cu atenție pe scenă, vei vedea concurenta numărul 3, care, cum să spun eu, pierde puține, puține puncte în ceea ce privește calitatea pielii, are un țesut adipos destul de pronunțat pe coapse. Da? Toate aceste aspecte sunt marcate în foile de arbitraj și conduc la punctajul final și la departajarea evidentă a sportivelor. Sigur, prezența scenică este un alt aspect care trebuie avut în vedere. Fetele, deși sunt, cum să spun eu, și emoționate, și încordate și încearcă să prezinte cât mai mult din munca lor, ele zâmbesc, par relaxate, dezinvolte, deși în esență nu sunt chiar așa. Da? Da, pentru că se vede foarte clar din... se poate citi dincolo de acel zâmbet efortul pe care îl depun pentru a, în momentul în care pozează, practic, pentru că pot să folosesc acest termen. Da, exact asta este, pozează. Da, în momentul în care pozează, practic, ele trebuie să își încordeze toate grupele musculare și să le scoată în evidență. Clar, asta trebuie să facă, iar în momentul în care izometric contractezi acei mușchi, evident rămâi într-o apnee, forțezi contracția acelor mușchi și să scoți și zâmbetul acesta dezinvolt nu este chiar la îndemâna oricui. Inclusiv partea aceasta de posing este o chestiune foarte importantă. Mișcările acestea trebuie să fie degajate, line, vedeți bine, nu-s mișcări bruște. Cursivitate. Exact, să fluid, curgă. Exact, să fie fluid, ca un dans. Exact despre asta e vorba. Adică nu e suficient să arăți foarte bine, să îndeplinești criteriile. Dacă nu pozezi suficient de bine, iarăși poți fi depunctat. De asemenea, costumul de concurs este unul specific fiecărei ramuri sportive. O să vedeți probabil mai târziu alte tipuri de costum, veți vedea și niște rochii, da? Dar în principiu costumul trebuie să fie unul care, prin culoarea pe care o are, să scoată în evidență calitatea prezentării fiecărui concurent. Să mai spunem și că practic fiecare concurent are pe piele în acest moment un machiaj specific probelor de culturism, da, pentru a scoate în evidență, să spunem, părțile, hai să le spun așa, punctele tari ale fiecărei sportive, dar în același timp și să mascheze anumitele imperfecțiuni ale pielii. Aici n-o să fiu în totalitate de acord cu tine. Machiajul nu este aplicat pentru a masca ceva. Trebuie să ai în vedere că lumina pe scenă este o lumină foarte puternică. Asupra lor sunt îndreptate
câteva reflectoare foarte puternice, aceste lumini fac ca fiecare fibră musculară să fie scoasă în evidență. Faptul că ele își aplică acest bronz pe piele nu fac altceva decât să capteze cât mai multă lumină și să nu o reflecte. Gândește-te că ele, dacă ar veni în culoarea naturală a pielii alb, lumina ar fi reflectată și acele detalii care doresc a fi scoase în evidență nu s-ar vedea. Acest machiaj este aplicat pe tot corpul în mod uniform, da? Și are rolul de a scoate în evidență detaliile corpului sportivilor. Da, vom continua să discutăm despre concurs și despre probele pe care le vom urmări în transmisiune directă la Televiziunea Română, la acest Grand Prix al României, a doua ediție. Alături de mine este domnul Daniel Gianu, în acest moment, unul dintre directorii din cadrul Agenției Naționale pentru Sport. Bun găsit, domnule Gianu, și bine ați venit la microfonul Televiziunii Române. Mulțumesc de invitație. Vreau să vă întreb, pentru că folosim acest prilej pentru a discuta nu numai despre culturism, este într-adevăr un lucru extraordinar. Știți foarte bine, pentru că activați de foarte mult timp în structurile din sportul românesc, culturismul a avut o perioadă de început, apoi o perioadă în care a crescut foarte mult, un mic con de umbră în urmă cu vreo 20 de ani, când au apărut și niște mici probleme în cadrul federației, dar încet, încet lucrurile au evoluat, au ajuns la un nivel la care în acest moment putem să ne lăudăm că suntem printre primele țări, dacă nu la nivel mondial, măcar în Europa, suntem acolo mai mereu în top 3. Este, din acest punct de vedere, o rețetă de succes, cea care a fost aplicată de Federația Română de Culturism, sau avem norocul cu omul sfințește locul, cum se spune? Este evident că nu putem să vorbim despre soartă sau hazard, da, în cazul Federației Române de Culturism și Fitness. Nu-i mai puțin adevărat că, așa cum spuneați, a fost un con de umbră. Se pare că rețeta le aparține celor din federație, a fostului președinte, actual coleg al meu, într-adevăr, în agenție, pentru că a reușit să facă ceva, ceea ce nu multe federații se pot lăuda. Iată că a ajuns după o perioadă de construcție, cu o echipă extrem de bine sudată și care a avut foarte multă voință, a ajuns în situația de față unde vedem ceea ce vedem și dublii campioni europeni, ceea ce nu este de aici de acolo, dacă îmi permite să spun așa, pentru că noi nu trebuie să privim, cel puțin din punctul meu de vedere, nu trebuie să privim un campionat european, fie el la o probă olimpică sau fie la o probă neolimpică, este același campionat european. Este aceeași muncă, este aceeași dorință de a câștiga. Da. Spiritul de competiție absolut. Este identic și absolut. Fie că vorbim de culturist sau de maraton. Absolut. Absolut. Acești sportivi depun același efort, se antrenează intens și iată că au reușit ceea ce au reușit și este meritul lor. Este o problemă generală, din păcate, în România. Din ce în ce mai puțin copii se îndreaptă către sport, din ce în ce mai puțin. Baza acelei piramide despre care se tot vorbește, sportul de masă. Avem și foarte multe tentații, avem internet, avem telefoane mobile. Da. Știi ce se întâmplă? E adevărat, tentațiile sunt mari. Acum sunt ramuri de sport unde baza este extrem de consistentă, să știți. Știu, pentru că aici vorbim despre un alt aspect. Poate că nu lipsa copiilor către sport ar trebui să ne îngrijoreze atât de mult, ci continuitatea
practicării sportului. Cunosc că stăteam de vorbă în urmă cu foarte mulți ani vis-a-vis chiar de această problemă extraordinar de dificilă și care încă nu și-a găsit o rezolvare. Exact. Și anume, ce faci cu acel copil care este extraordinar de talentat, îl crești, îl pregătești, îl duci până la vârsta la care termină junioratul, iar în momentul în care devine senior, practic, nu are unde să se exprime. Nu, dar știi ce se întâmplă? Luăm, de exemplu, atletismul la competițiile de atletism, pentru că vorbim acum de sport în general, chiar dacă ne aflăm la o competiție de culturism și fitness. Sunt foarte mulți copii la atletism, care practică atletismul. Categorii de vârste mici. Îl practică, exact cum spuneați dumneavoastră. Ajungem la juniori, o categorie de vârstă, după care trecerea spre seniorat este practic extrem de mică procentual. Din N motive. Școală, susținere financiară și așa mai departe. Adică mai este o altă chestiune. Sunt și foarte solicitați la nivel de juniorat. Știu. Și atunci sunt niște factori care ar putea justifica, să spunem, lipsa existenței la categoriile de tineret și seniori. Reîntorcându-ne, practic, la acest concurs de culturism și fitness și la Federația Română de Culturism și Fitness. Acum, dacă eventual greșesc, vă rog frumos să mă contraziceți. Marea mea surpriză este că în ceea ce privește culturismul și fitness-ul, în general, sportivii pe care îi vedem la acest nivel sunt sportivi care vin foarte mulți dintre ei din cluburi private. Federația Română de Culturism și Fitness, dacă nu mă înșel, și dumneavoastră aveți mult mai multe date, practic are foarte puține cluburi care sunt susținute, să spunem, din surse publice, din bani publici, cum se mai spun. Ei, cu toate acestea, performanțele există. E cumva o surpriză faptul că, iată, și cu bani privați se pot face performanțe la nivel european. Adică, practic, să pui România pe hartă, acolo, pe primele poziții, dar nu din banii publici? Nu este o surpriză. Eu aș vedea lucrurile în felul următor. Plecăm de la principiul că statul român, prin Agenția Națională pentru Sport, are ca obiectiv sprijinirea sportului, atât de sportul pentru toți, cât și sportul de performanță. Este adevărat că necesitățile acestor federații pertinente sunt destul de mari. Este dificil să susții un număr de peste 70 de federații din punct de vedere financiar la nevoile pe care ei le-ar avea. Este extrem de dificil și atunci încerci să analizezi, să prioritizezi, pentru că nu putem să omitem faptul că totuși vorbim despre competiția supremă în sport, care înseamnă Jocurile Olimpice, și atunci... Și mai avem un an. Exact. Și atunci lucrurile sunt un pic diferite. Dar faptul că vorbim despre culturism și fitness, vorbim despre cluburile sportive de drept privat care, iată, reușesc cu bani proprii să susțină sportivii, proprii sportivi, și să îi angreneze în pregătire și să-i poată trimite la ajutorul federației, normal, să-i trimite la competiții internaționale de unde obțin rezultatele pe care le-au obținut, este demn de lăudat. Înseamnă că pe lângă alte aspecte, iată, au o rețetă pe care ar putea să o mai împrumute și pe alte, ramuri de sport, nu? Domnule Jianu, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi la microfon și vă urez mult succes. Vă mulțumesc. Să trimitem cât mai mulți sportivi. Doamne, ajută, să trebuiască să facem zonă de bani. Știți ce se întâmplă? Ca să crească bugetul pentru Jocurile Olimpice. Mi-aș dori să nu ne gândim doar la acest aspect, și anume să trimitem cât mai mulți. Să și venim cu rezultate. Exact. Să dea Dumnezeu. Vă mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, continuăm cu
probele din cadrul Grand Prix-ului. În momentul de față, pe scenă, două din concurentele de la Women Bikini, mai în categoria peste 169 de centimetri. Quarter turn to your right. Iar acum, lângă mine, vicepreședintele Federației Române de Culturism și Fitness, Monica Mureșan, cea care e obligată de actuala conjunctură să asigure și să preia și atribuțiile pe care le are președintele acestei federații, pentru că știm cu toții fostul președinte, Gabriel Tonchan, în momentul acesta este vicepreședinte la Agenția Națională pentru Sport. Am discutat despre sport la modul general, am discutat despre faptul că Federația Română de Culturism reușește ceea ce puține, să spunem, federații din România se pot lăuda că au obținut, și anume să fie acolo sus în primele două, trei națiuni ale Europei, în condițiile în care majoritatea banilor în ceea ce privește culturismul, mă refer de la nivelul de începători și până la nivelul celei mai mari performanțe, sunt în general bani privați, de la cluburi private. Sunt puține cluburi care, să spunem, sunt 100% finanțate din bani publici, de la consilii locale, de la primării și așa mai departe. Și este, din punctul acesta de vedere, oarecum surprinzător și, în același timp, chiar mai de lăudat, că în condițiile în care, practic, sportul acesta se face pe banii sportivilor, iată, noi avem acest potențial în Europa de a ne bate de la egal la egal cu absolut oricine. Și la nivel mondial, nu numai. Și la nivel mondial. Bună ziua, în primul rând, tuturor. Sigur, aceste performanțe sunt cu atât mai lăudabile, da? Cu cât știm foarte bine cei care suntem din lumea acestui sport că o pregătire necesită resurse financiare destul de serioase. Însă aceste rezultate se datorează în mare parte sportivilor și celor care sunt alături de ei. Mă refer aici în mod special familiilor lor, pentru că trebuie să îi menționăm și pe aceștia. Da, pentru că este practic un sport în care de foarte multe ori, dacă nu ai familia lângă tine să te susțină, corect, și să te susțină, nu neapărat, nu numai și numai financiar, dar în același timp și din punct de vedere moral. Pentru că practic tu trebuie de fiecare dată să te lupți cu tine, să ai un rit de viață absolut spartan. Spartan, din, da. Toate punctele. Eu știu ce înseamnă asta, pentru că am trecut prin așa ceva. E nevoie de susținerea familiei și psihologic vorbind, pentru că e o pregătire foarte dură. Foarte dură. Mai sunt cluburile care sunt alături de ei și la nivelul cel mai înalt este federația. Ei bine, eu zic că s-a ajuns aici cu acest rezultat extraordinar și prin prisma faptului că am avut un președinte care a fost un manager extraordinar, a avut capacitatea să-și formeze o echipă foarte bună și ca atare rezultatele au apărut. Apropo de aceste rezultate... Și scuză-mă, Dragoș, aș mai menționa și faptul că prin prisma rezultatelor obținute am avut și susținerea Ministerului Sportului. De ce să nu o spunem? No, e firesc. Da. Ai nevoie de susținere până la urmă și la urmă, în momentul în care te duci la un campionat european, fie că vorbim de un campionat european sau mondial, de culturist și fitness sau de box sau de altă disciplină, până la urmă și la urmă, la un moment dat ajunge steagul României acolo sus, da, pe prima poziție, și tu practic în acest moment tu faci o promovare nu numai a sportului românesc și a sportivilor pe care îi ai la tine promovezi în federație, dar promovezi până la urmă și țara. Steagul țării tare. Exact, și aceste competiții internaționale, cum este Grand Prix-ul României, care se desfășoară în aceste zile alături de campionatul național, până la urmă și aceasta este o formă de promovare. Exact, pentru că practic vin sport, exact, vin sportivi, vin delegații, vin jurnaliști din alte țări și au ocazia să cunoască România
și așa, direct, exact. Printr-un contact corect. Direct. Oricum, noi am ajuns la un nivel foarte înalt. Îmi amintesc, deci eu sunt în fenomenul acesta din 92. Am avut toți pașii parcurși, ca sportivă, ca antrenoare, ca oficial. Și pot să spun cu toată sinceritatea că s-a ajuns la un nivel foarte înalt. Deci suntem cea mai tare țară, ce să mai vorbim. Dacă acum câțiva ani de zile, multișori sau nu, nu contează, mergeam sportivii, marea majoritate, pe banii noștri care aveam, da? Prin prisma eforturilor antrenorilor, că na. Deci acum cred că imaginea noastră care a fost promovată, eu zic că la nivel destul de mare, a demonstrat faptul că avem o echipă extraordinară. Deci când apare România la o competiție internațională, crede-mă, nu poți să treci cu vederea lucrul acesta. Ai spus un lucru extraordinar, antrenorul. Nu știu, sunt câteva discipline în lumea sportului în general, în care relația între sportiv și antrenor este, hai să spun așa, trebuie să fie una foarte, foarte bună. Deci închegată, să... cumva. Da, închegată. Da. Însă, în ceea ce privește culturismul, mie mi se pare că acest lucru este dus până la un nivel foarte, foarte înalt, pentru că de foarte multe ori, în sală, în sala de antrenament, ești tu, sportivul, și cu antrenorul. Și dacă tu stai 6 ore, să spunem, într-o zi în sala de antrenament, antrenorul trebuie să fie lângă tine. E greșit ceea ce spun eu? Sau sunt și cazuri în care tu ești propriul tău antrenor? Au fost și cazuri, sau sunt și cazuri din astea, nu zic că nu sunt, dar dacă faci referire la relația dintre antrenor și sportiv, gândește-te că acel antrenor, în primul rând, trebuie să te cunoască pe tine ca om, trebuie să-ți cunoască foarte bine corpul, trebuie să-ți fie un mentor bun, trebuie să-ți fie un psiholog bun. Și chiar dacă, hai să zicem, poate nu stai 6 ore în sală, dar acel antrenor trebuie să fie prezent pentru tine în orice moment al pregătirii tale. Sunt și cazuri în care sportivii sunt antrenorii lor, da, nu zic că nu sunt, dar ăștia deja în mare parte sunt veterani, master, cum ne spunem noi, care deja chiar știu ce au de făcut și știu cum să-și să se pregătească. Spuneai că suntem în momentul de față cea mai tare țară în ceea ce privește culturismul. Bun, în Europa, asta. Sper să ajungem în Europa. Și în Europa, știu acest lucru. Deci nu e mai greu ca să te menții în vârf decât să ajungi acolo? E mult mai greu. Adică, știi pentru cum că e? În momentul de față toată lumea are niște standarde în momentul în care discută despre sportivii din România atât de ridicate încât de multe ori ți-e frică înainte de competiție dacă tu te vei putea ridica la așteptările celorlalți. Exact. Păi despre asta este vorba. Când cucerești o medalie de aur, da, pentru prima dată e bucuria tuturor. Mamă, ce frumos, ce... Nu știi acest lucru. Da, eu știu. Campioană mondială. Păi știi că de aceea am preferat să mă retrag în gloria când am ieșit campioană mondială absolut. Am zis, băi, frate, rămân cu titlul acesta și prefer să mă retrag în gloria. Vorbeam de faptul că atunci când ieși pentru prima dată cu o medalie de aur, contează europeană mondială, lumea pe urmă are așteptări, într-adevăr. Pe urmă, parcă e o presiune pe tine. Măi, trebuie să confirm că am valoare. Adică trebuie să confirm faptul că nu a fost o greșeală sau că nu a fost destinul sau norocul sau mai știu ce. Și evident că din punctul meu de vedere este mult mai greu să reușești să rămâi acolo în top. Mai ales că în momentul în care ești sus, toată lumea te privește și toți adversarii tăi așteaptă să faci cea mai mică greșeală. Exact, te au pe tine ca principal. Și plus că te au, exact. Te au și... Știi ce? Eu zic că e frumos și faptul că pe urmă devii un etalon. Eu zic că e un lucru bun și acesta. Da, firesc. Da. Să fii un model pentru alții, un model pe care ei să se lupte, să îl ajungă și de ce nu să-l detroneze? Păi știi pentru că nimeni, și noi aveam modelele noastre, exact. Dacă e până acolo, că ne doream să ajungem o forță cum era Cehia sau Slovacia sau Rusia, Ucraina și acum, uite, am devenit noi. Ce urmează, practic, după această competiție? După această competiție... Adică, care sunt prioritățile până la finalul anului și eventual dacă poți să-mi dai și câteva detalii despre anul viitor? Vom avea Cupa Europeană la Fitness Challenge pentru prima dată organizată. Noi suntem așa, parcă luăm competițiile așa ca promotori, știi? Cupa Europeană la Fitness Challenge, care se va desfășura la Timișoara în 7 octombrie. După care vom avea campionatele mondiale, unde deja am făcut o selecție în cadrul acestei competiții. Știți că noi avem și campionatele naționale în paralel.
Am încercat să ne completăm lotul cu sportivi cât mai valoroși și, Doamne, spre bucuria noastră am avut de unde. Și încercăm să ne prezentăm cât mai bine. Acum eu am tot spus-o și o spun și în continuare, că am tot dreptul. Ne dorim să devenim campioni mondiali. Vom încerca să ducem toate proiectele mai departe pe care le-a început Gabriel Toncean. Avem o echipă foarte bună și sunt convinsă că vom, reuși. Pe lângă sport sunt convins că munca în federație presupune și foarte multă logistică. Da. Pentru că trebuie să faci jos de bani, trebuie să faci jos de cazări, trebuie să găsești spații de antrenament și așa mai departe. Corect, dar cum spuneam, avem o echipă foarte bună. Și urmează să ne alegem loturile, să selectăm loturile pentru competițiile de anul viitor. Deja avem în vedere creionarea unui lot pentru europene, balcaneadă, mondiale. Și, ce să zic, mergem cu mult drag înainte și cu spor. O federație, domnilor și domnilor, condusă de o campioană mondială, Monica Mureșan. Va trebui să faceți și alegeri, se pare. Asta dacă nu, cumva, îl veți convinge pe Gabi Toncean să se revină. Da, la momentul cerut se vor face. Când va fi cazul, vom face. Până atunci, noi trebuie să ne vedem de treabă, să continuăm ce am început. Așteptăm în continuare foarte multe medalii de la Federația Română de Culturi și Fitness, de la acești atleți absolut extraordinari care ne reprezintă. Felicitări încă o dată, Monica. Vă mulțumim mult. Mulțumim mult succes. Mulțumesc mult. Doamnelor și domnilor, revenim cu detalii despre competiția în desfășurare. Avem o probă. Avem o probă foarte interesantă și spectaculoasă. Practic sunt rochii de seară, sper să nu mă înșel. N-am făcut nicio greșeală. Da, și acum alături de mine este fostul președinte. Sună un pic ciudat să folosesc acest termen, fostul președinte al Federației Române de Culturism și Fitness, actualul vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Sport, noua structură care a înlocuit Ministerul Tineretului și Sportului și care în momentul de față gestionează sportul românesc la cel mai înalt nivel. Bună ziua, domnule Toncean, felicitări pentru noua funcție. Se pare că ați rămas totuși cu sufletul în continuare, tot așa, alături de culturism. Prima dragoste nu se uită, nu se uită niciodată. Da, bună ziua și bine v-am găsit din nou. Sunt viitorul, actualul și îmi doresc din tot sufletul viitorul vicepreședinte al Federației Române de Culturism și Fitness, fiindcă m-am legat emoțional pe viață de această federație și de acest sport. Într-adevăr, am început o muncă nouă, o muncă în cadrul Agenției Naționale pentru Sport. Este un proiect mult mai mare față de ceea ce am coordonat până nu de mult. Sunt implicat sufletește pentru că toate aceste proiecte au loc ca urmare a organizării începute cu mult timp în urmă și atunci, desigur, n-aveam cum să nu fiu prezent. Dar, practic, dacă stăm și exact cum am discutat și mai devreme cu domnul Daniel Gianu, practic, Federația Română de Culturism s-a reconstruit pe niște baze foarte moderne. Ați avut o echipă extraordinară alături de care ați reușit să faceți lucruri senzaționale și după ce, la un moment dat, la începutul anilor 2000, culturismul românesc intrase, părea că a intrat într-un mic cont de umbră, acum suntem cei mai buni din Europa. Și cu speranțe ca să ajungem, așa cum își propunea Monica Mureșan, să fim primii chiar la nivel mondial. Practic, această rețetă de succes din cadrul federației nu poate fi aplicată și la nivelul Agenției Naționale pentru Sport? Cu siguranță poate fi și chiar îmi doresc să fac acest lucru. Am luat treptat și federația, am preferat să creez un proiect pe termen mediu și lung. Am avut nevoie de ani. Mulțumesc, pentru că știm că toți rezultatele nu vin de azi pe mâine. Am crezut în acele proiecte și obiectivul numărul unu pe care l-am avut la începutul mandatului meu a fost acela de a face o echipă competitivă. Am ales intenționat în cadrul biroului federal membrii care să vină din domenii diferite și fiecare să-și aducă contribuția la dezvoltarea federației și atât am reușit ceea ce am făcut. Ceea ce este un lucru extraordinar și pe care l-am remarcat este faptul că, dincolo de fapt de totuși sprijinul care există din partea Agenției Naționale pentru Sport, înaintea Ministerului,
dincolo de faptul că există un buget care este de la ANSEC și către Federația Română de Culturism și Fitness, dumneavoastră reușiți ca marea majoritate a banilor care îi aveți în buget să fie din surse private, să fie practic bani privați. Cu toate acestea, aveți performanțe extraordinare. Se poate face sport de calitate, sport de acest înalt nivel, se poate face și cu bani privați. Dumneavoastră ați dovedit acest lucru. Practic ați reușit să atrageți fonduri din alte surse decât bugetul statului. Întotdeauna am considerat că un manager bun este acela care știe să-și aducă bani, nu doar să ceară și să cheltuie banii primiți. Cred că în competența noastră a liderilor, și aici nu mă refer doar la fitness sau nu mă refer doar în domeniul sportului, este foarte important ca cei lideri care într-adevăr vor rezultate să se implice și să aducă venituri proprii, pentru că știu cu toții este nevoie de venituri proprii. Și atunci, sigur, am ușurat sarcina și obligativitatea ministerului sau actualmente agenției să ajute foarte mult federația. Aș vrea să discutăm un pic și despre... Monica mi-a spus cam ce și-ar dori cu tot din adinsul în următoarea perioadă. Dumneavoastră, ca om care veți fi întotdeauna cu sufletul lângă culturismul și fitness-ul din România, cam care sunt așteptările? Pentru că am ajuns sus, suntem numărul 1 în Europa. Este mult mai greu să te menții pe prima poziție decât să ajungi acolo. Cel puțin așa spun toți sportivii. E adevărat? Da, este adevărat. Dar cred că Monica Mureșan va face o treabă extraordinară. Are echipă foarte, foarte bună și bine pregătită. Iar vreau să cred că lucrurile deja funcționează și merg din inerție. Deci am creat un cadru atât de larg și am avut un grup atât de deschis încât nu mai am temere că lucrurile nu vor funcționa. Iar Monica este un lider extraordinar pe care îl voi sprijini ori de câte ori am ocazia. Și chiar dacă de la distanță în acest moment, voi fi alături de federație și voi face tot ce îmi stă în putință să aduc plus valoare. Pentru că mai avem mai puțin de un an și bat la ușă Jocurile Olimpice. Așa foarte scurt, cam ce se mai poate îmbunătăți în această perioadă de mai puțin de 12 luni ca să obținem rezultatele cu care ne mândream în urmă cu 30-40 de ani? Credeți că se poate peste noapte? E drept, miracole nu se pot petrece peste noapte. E nevoie de o perioadă de timp ca să creștem din nou, să ajungem la nivelul performanțelor, să zicem, de la Olimpiada din 1992. Dar avem șanse dacă se implică toată lumea așa cum trebuie ca să fim mândri după finalul Olimpiadei de la Paris? Greu de crezut, pentru că știm cu toții, trecem printr-o perioadă dificilă. Nu doar din punct de vedere sportiv, ci și financiar național și vedem cu toții că restricțiile sunt din ce în ce mai mari. Dar avem credință că în viitorul apropiat vom reuși să facem și sportul să devină la mod real o prioritate, nu doar la nivel teoretic. Pentru că știm cu toții, fiecare conducere pe care am avut a spus, sportul este o prioritate națională. Ok, atunci haideți să facem din această vorbă, să facem o realitate și să transformăm sportul într-o realitate obligatorie. Știm cu toții că avem copii, avem obezitatea infantilă, care în momentul de față suntem pe un rușinos loc 3 la nivel european. Fără o implicare a autorităților și a factorilor de decizie, probabil vom urca în clasament. Dar aici nu trebuie să se implice doar Agenția Națională pentru Sport. Aici ar trebui ca și Ministerul Educației să aibă un cuvânt de spus, pentru că nu poți să ai pretenții să ai campioni mondiali, olimpici și europeni în condițiile în care tu nu ai decât 2 ore de sport și la acelea. Sunt mulți care chiulesc. În chiar zilele viitoare o să avem întâlniri cu cei din cadrul Ministerului Educației, unde vom dezvolta niște proiecte în comun, iar unul dintre ele va fi chiar acela al combaterii obezității infantile. Au pierdut copiii noștri spiritul de competiție care atunci când eram noi tineri ne făcea să ne apucăm de sport pentru a dovedi celui de lângă noi că suntem mai buni decât el în disciplina respectivă? Practic, mie mi se pare că a dispărut această competitivitate. Mie, în primul rând, mi se pare că a dispărut copilăria. Deci mi se pare că ai noștri copii nu mai beneficiază de acea copilărie și nu mai simt copilăria precum am simțit-o noi. Am învățat de mic copil să schiez, să joc fotbal, să înot, să alerg, fiindcă nu aveam acces la internet, fiindcă părinții mei
mi-au fost exemplu de viață și mi-au dat acest drum. În ziua de astăzi lucrurile s-au schimbat. Copiii petrec foarte mult timp în fața tabletelor sau a telefonelor. Părinții sunt din ce în ce mai ocupați și nu au timp să le ofere copiilor un exemplu. Și iată că am ajuns în situația în care suntem astăzi, în care ne uităm pe stradă și cu tristețe ne uităm la copii care sunt obezi. Da, este o problemă foarte serioasă, sincer să fiu, cine va reuși să facă acest lucru în România și de fapt nu numai în România, că este o tendință în general, cel puțin în zona asta a Europei, nu mă refer la țările nordice și așa mai departe, acolo unde sportul e religie. Dar sperăm ca să găsiți soluțiile și variantele pentru ca a stopa această degradare la nivel fizic a copiilor noștri. La fel cum la federație am cerut puțin timp pentru a dezvolta și pentru a obține performanță și a face proiecte, la fel același lucru am rugămintea ca cei care cred în noi și care își închipuie că putem face ceva, să ne dea puțin timp, pentru că nu se pot face de pe o zi pe cealaltă și nu putem aduce performanță de pe o zi pe cealaltă. La fel cum și pentru Olimpiada, cum a întrebat Adineauri, nu cred că trebuie să fim super încrezători că vom avea rezultate mult mai bune decât la Olimpiada precedentă. Eu mă așteptam la răspunsul acesta, pentru că am vorbit de atâtea ori și niciodată nu ați fost decât foarte ponderat. Deci, mai bine să fii realist cu picioarele pe pământ și să te bazezi într-adevăr pe ceea ce ai în momentul respectiv, pentru că dacă nu, cum spunea la un moment dat cineva, e foarte ușor să promiți că vei veni cu 10 medalii de aur de la Olimpiadă, dar greșeala în ceea ce mă privește și la modul cum gândesc eu, în momentul de față noi plătim tribut lipsei investiției în sport, și aici nu mă refer în baze sportive, ci implicit în sportivi, în anii care au trecut. Mulțumesc. Și iată că acum, din păcate, suntem la momentul la care trebuie să culegem recolta și nu prea avem ce să culegem. Pentru că nu s-a investit în sport, sportul nu a fost o prioritate, cu toate că afirmațiile au fost altele, și iată că trist. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes. Eu mulțumesc. Zi frumoasă. Continuăm, domnilor și domnilor. Suntem acum la Men Fizic, categoria Open. A revenit lângă mine Daniel Oprea. Am tot vorbit despre sport, am tot vorbit despre culturism, am vorbit și despre, foarte pe scurt așa, despre la ce să ne așteptăm de la Jocurile Olimpice, pentru că am avut doi reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Sport, dar până la urmă să nu uităm că suntem practic la o competiție de culturism și am tot urmărit diverse probe. Suntem acum, sper să nu mă înșel, pentru că s-au schimbat men's foarte physique, mult. Men fizic, nu știu sigur ce categorie de înălțime, dar men's fizic sunt. Fizicul lor îi recomandă pentru această ramură sportivă. După cum vedeți, nu sunt neapărat musculoși și apoi poartă acești pantaloni de plajă specifici. Da? Sunt fizicuri accesibile, fizicuri construite în sală, în mod natural și cu o alimentație adecvată. Pentru că trebuie să știți că nimic din ceea ce vedeți acum pe scenă nu se poate realiza decât cu o alimentație specifică, o alimentație care să conducă către această formă fizică. Da, trebuie să... E foarte bine că ați spus acest lucru, pentru că la prima vedere cineva care nu este, să spunem, avizat în acest domeniu, spune, e foarte simplu, mă duc la sală, trag de fiare, fac câte 2-3 ore în fiecare zi antrenamente, nu e suficient. Pentru că, exact cum spuneai mai devreme, acest lucru este esențial, și anume ca pe lângă efortul fizic pe care trebuie să-l depui pentru toate grupele musculare, trebuie în același timp să știi și ce să-i dai corpului tău să se hrănească. Dragoș, atât pentru telespectatori, cât și pentru tine în mod special, ca în fiecare an o să-ți spun că există un trinom al performanței. Este vorba despre antrenament, nutriție și refacere, adică odihnă. Dacă cele trei nu funcționează într-o simbioză perfectă, lucrurile vor merge prost. Degeaba te duci la antrenament și tragi 2 ore
de ce vrei tu în sala respectivă, pentru că în final tot antrenamentul acela va fi contraproductiv. Nu vei face decât să îți catabolizezi masa musculară, să îți obosești corpul într-un mod foarte serios. Antrenamentul trebuie să fie în acord cu posibilitățile tale nutriționale, cu posibilitățile fizice de la un moment dat. Antrenamentul trebuie periodizat în funcție de scopul pe care l-ai, de perioada în care te găsești. Pentru că toți cei care îi vedeți pe scenă, ei nu arată în forma aceasta 12 luni pe an. Ar fi imposibil. Ar fi imposibil. Este o formă greu de menținut, este o formă în care nivelul de grăsime corporală este undeva între 6-8%, ceea ce este foarte puțin. Este chiar, aș putea spune, anormal pentru viața de zi cu zi. Ar fi chiar contraindicat ca să încerce să păstreze... Sunt unii care reușesc, dar se fac eforturi mari ca să îți menții acest body fat foarte jos. Ei au niște perioade de acumulare de masă musculară, masă musculară pe care o acumulezi în același timp cu acumulare și de țesut adipos. După această perioadă de acumulare, de creștere totală a greutății corporale, ei încep să slăbească, adică încep să reducă procentul de țesut adipos, încercând, printr-o alimentație adecvată, să păstreze cât mai mult din masa musculară pe care au reușit să o câștige în perioada de masă. Perioada de slăbire trebuie să fie una absolut lentă, o perioadă de slăbire care să le asigure menținerea masei musculare, pentru că dacă ar face o slăbire de 10-12 kg în două luni, probabil tot efortul lor din perioada de masă ar fi absolut inutil. Dar ei, cu fiecare perioadă de masă, câștigă un kilogram, două de mușchi pe care îi prezintă pe scenă. Apropo de modul în care sunt efectiv sculptați acești concurenți de la Men Physique, să spunem că am chiar în ceea ce în sprijinul a ceea ce spuneai mai devreme, a fost la un moment dat, știm cu toții, am auzit de Superman, de filmele, actorul care a jucat ultimul pe Superman, Henry Cavill, a fost invitat la un late night show pe undeva prin Statele Unite și, bineînțeles, a fost întrebat ce trebuie să facă el pentru rolul respectiv. Și spunea că cel mai dificil lucru era pregătirea fizică. Pentru că dacă îl vezi pe Henry Cavill, actorul care l-a jucat pe Superman în viața de zi cu zi, da, într-adevăr, este masiv, este bine făcut și așa mai departe. Dar din punct de vedere al definirii musculaturii, al definirii musculaturii, el e departe de ceea ce vedem noi în filme. Și spunea că e o perioadă de două luni în care se pregătește cu antrenori, da. Și că cel mai greu i-a fost că nu a putut să bea apă două zile înainte de filmare. Da. Cumva așa fac și sportivii, adică în perioada precompetițională, adică în ultimile două săptămâni, sunt anumite trucuri, să le spun, pe care ei le știu foarte bine și care nu sunt universal valabile. Fiecare dintre ei își cunoaște corpul foarte bine. Ei pot face niște descărcări sodice, adică elimină din alimentație sodiul, sarea, care ar putea să facă retenție de apă subcutanată. De asemenea, o perioadă fac o descărcare de carbohidrați, creând astfel în organism o foame de carbohidrați, de zahăr, da? Iar înainte de competiție, cu câteva ore, poate chiar o zi, fac o încărcare cu carbohidrați. Asta ce înseamnă? Duc corpul într-o foame de carbohidrați, după care brusc oferă corpului carbohidrați. Ce va face corpul când va primi carbohidrați? Eu nu știu. Îți spun eu, îi va colecta pe toți. Și unde poate să colecteze acei carbohidrați? În glicogenul hepatic și glicogenul muscular, da? Glicogenul muscular face ca mușchii să pară mult mai plini, mult mai pompați, mult mai, mai mari, dacă mai pot spune așa. Deci sunt mici trucuri care se fac probabil în ultima săptămână, dar nu de asta depinde, adică poți să te descarci sodic și de carbohidrați de câte deci ori vrei. Deci aceste mici trucuri, hai să spunem, reprezintă
2-3%, 5% să spunem. Hai să zicem 5%, da. Restul, 95%, sunt ore de muncă, ore de dietă. Acele trei componente pe care mi le spuneai. Antrenament, nutriție și refacere. Toate trei. Trebuie să funcționeze. Nu mai avem foarte mult timp pentru că... Uite, apropo de Superman, o să-mi permit să-ți spun o chestiune. E o observație, aș spune, personală. Vezi tu, dacă ar fi să ne referim la supereroul de acum 70 de ani, el nu avea o formă fizică ca a celor pe care îi vezi acum pe scenă. Până la urmă, cinematografia ne-a împins către zona aceasta. Deci cinematografia, prin ceea ce ne-a prezentat, prin forma fizică a supereroului, ne-a împins către nevoia aceasta de un corp foarte bine definit, un corp musculos, un corp calitativ. E, aici e o discuție. Ce a fost mai întâi, oul sau găina? Pentru că până la apariția lui Arnold Schwarzenegger, al lui Lou Ferrigno, în filmele de la Hollywood, culturismul era așa ceva despre care toată lumea vorbea, dar nimeni nu știa exact cu ce se mănâncă. Culturismul a avut o perioadă de pauză, din punctul meu de vedere, de vreo... 2000 de ani, la atleții antici, exact, greci, care erau niște... Statuile lui Hercule, exact, și așa, exact, mai departe. Care erau niște, dacă vrei, din punctul meu de vedere, niște culturiști, chiar dacă ei ridicau pietre, aruncau greutăți sau, mă rog, performau într-un fel aparte, dar ei erau niște modele de fitness pentru momentul acela. Dacă citiți, eu știu, un manual de istoria sportului, o să vedeți că ei în Atena antică erau foarte apreciați din transpirația lor. Da, știu, cunosc. Și la gladiatori. Exact. La fel se întâmpla. Se făceau tot felul de creme și de elixiruri nemaipomenite. Da, deci suntem într-un trend bun pentru că un corp fără grăsime este un corp sănătos. Din punctul nostru de vedere și din punctul tuturor de vedere. Până la urmă, asta face Federația Română de Culturi și Fitness. Promovează prin acești sportivi un stil de viață sănătos. Avem acest departament de educație în cadrul Federației Române de Culturi și Fitness. Organizăm cursuri de instructor de fitness, organizăm cursuri de nutriționist, organizăm cursuri de personal trainer. Oricând îți poți face o profesie dintr-o pasiune. Este culturismul un sport costisitor? Ne apropiem de final și aș vrea ca să spunem și aceste lucruri. Dacă, pentru că... dacă ne referim la ceea ce vedem acum pe scenă, adică la fitness-ul și culturismul de performanță, poate fi un sport costisitor, dar nu mai costisitor ca alte sporturi. Și dacă faci, știu și eu, tenis sau canotaj sau scrimă, îți trebuie echipamente, îți trebuie alimentație. În culturism stai mai bine din punct de vedere al echipamentelor. Te poți antrena, o sală nu costă chiar atât de mult. Însă, partea nutrițională este una care costă, pentru că trebuie să mănânci calitativ, adică nu-ți permiți să scoți forma asta fizică cu merdenele și covrigi. Asta... Da, am înțeles. Ca atare, alimentația trebuie să fie una de calitate. Nu, nu este un sport scump și am constatat de-a lungul timpului că este mai ieftin să mănânci sănătos decât să mănânci... Da, pentru că putem să reducem așa un pic acea zicală, cea care spunea că cine nu, dacă investești un milion, să zicem, de euro în acest an în sport, s-ar putea ca să investești cu 10 milioane mai puțin în bugetul sănătății peste 10 ani. Deci, e într-adevăr, Dragoș, s-ar putea să fie un sport... Eu am o vorbă care spune așa, că este mult mai bine să ai grijă de sănătatea ta decât să ai grijă de afecțiunile tale. Aș putea spune că e genul de moto care ar putea fi afișat aici. Mai avem doar 2 minute. Ce urmează, din punctul tău de vedere, acum ca prioritate pentru Federația Română de Culturism și Fitness? Foarte Federația scurt. Română de Culturism și Fitness va deplasa un lot serios la campionatele mondiale de la Santa Susana. Spunea Monica că vom avea practic concurenți la toate probele. Absolut. Asta este prioritatea numărul 1. De asemenea, suntem conectați foarte puternic în zona de educație. Ne vom face în continuare cursurile și vom da drumul la cursuri noi. Nu le voi spune acum, pentru că vor să fie o surpriză. Trebuie să știți că Federația Română de Culturism și Fitness este liderul de domeniu în fitness în România și suntem și niște formatori sau furnizori de formare profesională foarte serioși.
Nu mai avem decât foarte puțin, așa că, din păcate, trebuie să ne luăm la revedere. Cu aceste imagini ale unor sportivi absolut extraordinari, am aflat lucruri noi despre culturism, despre sportul românesc. Și sperăm, doamnelor și domnilor, ca genul acesta de competiții să devină cât mai dese, iar rezultatele sportivilor noștri să fie cât mai bune la nivel european și la nivel mondial. De asemenea, ne dorim, sincer să fiu, toate că nu o să putem niciodată toți să arătăm așa cum au arătat-o concurenții, totuși ne dorim ca fiecare dintre noi să încerce să aibă un pic mai mult grijă de corpul său, pentru că până la urmă, exact așa cum spunea și Daniel, colegul meu de comentariu, e mult mai bine să ai grijă de sănătatea ta decât de afecțiunile tale. Îți mulțumesc mult, Daniel. Și eu vă mulțumesc foarte mult și Televiziunii Române, pentru că ne-ați onorat cu prezența. Mulțumim mult, doamnelor și domnilor, de aici din sala Transilvania. Dragoș Bocanaciu și echipa Carului de la TVR Cluj vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu noi.